primele emisiuni de obligațiuni municipale împreună cu doi buni prieteni care sunt astăzi în sală. Și în seara asta sper și mă bucur foarte mult că sunt între voi. Mă bucur foarte mult că sunt între prieteni. Cunosc, cred că peste jumătate din sală. Nu vreau să vă spun decât că rămân un partizan al pieței de capital. Am salvat prin emisiune de obligațiuni banii contribuabililor, am redus costurile și am sprijinit dezvoltarea pieței de capital. Vă promit că asta o să fac și în continuare. O să încerc să susțin prin ceea ce fac, prin ceea ce spun și prin ceea ce transmit dezvoltarea pieței de capital din România. Am speranță. Companii mari, precum Poșta Română, RomTelecom și altele, se vor finanța prin intermediul pieței de capital. Atât prin instrumente cu venit fix, prin obligațiuni, cât și prin emisiuni de acțiuni. Am încredere în fundamentele României și sper ca valul care se prevede să ne afecteze cât mai puțin. Să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine în anul următor. Vă urez la mulți ani, la mai multe tranzacții, la volume mai mari, la lichiditate mai mare, la maturități mai mari. La mulți ani piața de capital, la mulți ani Bursa de Valori București. Mulțumesc foarte mult! Am doar două lucruri să vă povestesc. Prima este o amintire pe care guvernatorul îmi amintește din când în când despre ce înseamnă să fii necustodător și pe care se condamnește foarte bine pieția de capital. Un bătrân necustodător își trăgea ultimele suflete și copiii lui strânși în jurul patrului de moarte: tată, 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 ne-ai promis că ai să ne spui care e secretul afacerii mele, cum o ducem mai departe. Trăgea răsuflarea cu greu. Tată, tată, spune-ne! Ei, secretul afacerii este cumpărați ieftin și vindeți cum. Asta cred că se potrivește în măsură business-ului dumneavoastră. Bună seara! Câștigătorii pentru acest venit sunt Vente Securities, domnul Paul Trudan, să-l vă rog să fie aici altfel de mai. Merită aplauze, într-adevăr, pentru Securities. De asemenea, ca excepție, avem doi câștigători. Raiffeisen Bank. Aș vrea să văd o valoare.
partid, pătrunesc o speță și sunt legat de un conflict de interese. De multe ori de acum încolo pe acest podium în fața noastră. Mulțumim tare mult!